În an preelectoral, politicienii încep să își arate parte din atuurile pe care le au, dar și realizările din ultimii ani. Astfel că, la nivel județean, Partidul Social Democrat nu ar avea nevoie de liberali pentru a câștiga alegerile. Cel puțin asta rezultă din declarațiile făcute de către administratorul public al Consiliului Județean Hunedoara, Costel Avram, în cadrul emisiunii Hunedoara în direct. La nivel județean, Partidul Social Democrat sau conducerea PSD a Consiliului Județean condusă de Laurențiu Nistor nu are nevoie de aliați precum Partidul Național Liberal, fiindcă noi avem mai mult de jumătate plus 1, avem atât președintele cât și cei doi vicepreședinți, deci, și avem și o majoritate stabilă în Consiliul Județean. Noi nu am avut niciodată nevoie de Partidul Național Liberal pentru a rezolva problemele din județul Hunedoara. Sigur, există o problemă pentru ei prin faptul că tot ceea ce Laurențiu Nistor și echipa sa și-a propus în alegerile din 2020 se realizează și până în anul viitor, când vom da socoteală în fața electoratului, vom vedea că am realizat mai mult decât ne-am propus. Și atunci există o mare problemă, arătând faptul că cei de la Partidul Social Democrat arată că faptele, că vorbele au devenit, sau promisiunile au devenit fapte. Ei au promis și au rămas numai cu promisiunile.